De ce se uzează anvelopele? Sunt sigur că mulți dintre voi vă întrebați care sunt cauzele pentru care se uzează anvelopele în mod natural și atunci când se uzează în mod inegal. În mod obișnuit, anvelopele se deformează, adică se tocesc natural, în aproximativ 30.000, 60.000, 70.000 de kilometri, variabilele fiind viteza, greutatea, tipul de anvelope, cum sunt exploatate, spre exemplu dacă folosești anvelope de vară pe timp de iarnă, ceea ce teoretic nu este legal, sau anvelope de iarnă pe timp de vară, un lucru care este legal, dar nu este eficient, se tocesc mai repede, sunt mai moi. Am mai discutat despre acest subiect, dar acum să-l aprofundăm. Deci, în mod obișnuit, dacă circuli cu viteze reduse sub 100 de km pe oră și presiunea în anvelope este corectă și anvelopa este de calitate, te poate ține un set de anvelope și 60.000 de km. Dacă mergi cu viteze foarte mari, anvelopele se vor toci mai repede. Așa că dacă auziți șoferi care, domne, mie mi s-au dus anvelopele în 20.000 de kilometri, așa și tu unde mergi cu mașina? Mergi pe autostradă cumva cu 160 de km pe oră constant? Păi de asta s-au tocit mai repede, pentru că e natural, e normal. La Bugatti Veyron, un set de anvelope costă cam 20-30.000 de euro, dacă nu mă înșel, sunt făcute doar de Michelin și sunt speciale. Speciale adică poți depăși în siguranță viteza de 400 de km pe oră pentru specificațiile de fabrică ale lui Bugatti Veyron, Chiron, ale lui Bugatti în general. Bugatti Veyron sau Chiron la viteze maxime de peste 400 de km pe oră, anvelopele rezistă fix 15 minute până se uzează complet, până explodează, dar vorba celor de la Top Gear, noroc că se duce rezervorul în mai puțin de 10 minute la viteză maximă. Cu alte cuvinte, cu cât mărim viteza anvelopelor, cu atât se vor uza mai repede. Dar sunt și câteva cauze pentru care anvelopele se tocesc inegal, incorrect, neuniform. Și acum să discutăm despre uzura inegală sau anormală a anvelopelor. În primul și în primul rând, presiunea în anvelope. Dacă producătorul ne recomandă 2,2, 2,4, 2 bari în roțile de pe puntea față și 2,1 sau mai puțin pe puntea spate și noi folosim o presiune după ureche, ca așa știi tu la spălătorie sau așa ai învățat-o la vulcanizare sau așa ai auzit-o la vecinul din spatele blocului că trebuie să ai în roți 2,2, te înșeli. Fiecare mașină are o presiune gândită în funcție de tipul de anvelopă, dimensiunea anvelopei și greutatea mașinii. Deci aceste valori le dă producătorul, pe care trebuie să le respectăm. La o mașină de teren poate îți recomandă 2.6, 2.7 sau 2.4, depinde de anvelope. La un autoturism mai mic poate îți recomandă 2.2, 2.3. La un autoturism foarte mic, cum e un Suzuki Baleno, cum e un Polo, poate îți recomandă 1.9 bari. Deci, repet, contează foarte mult specificațiile mașinii, greutatea și tipul de anvelopă. Dacă folosești în loc de 2,2 bari, tu folosești 1,7, adică o presiune mai scăzută, anvelopele se vor uza prematur pe margini. Practic, pe mijloc, tu nu ai suficientă presiune cât să apese pe sol anvelopa. Și atunci se va uza doar pe margini, prematur. Dacă în loc de 2,2, 2,3 bari, tu mergi cu 2,8 bari, anvelopa este prea umflată, are prea mult aer înăuntru, atunci se va uza prematur pe mijloc. Asta se va întâmpla. Și acum vine altă problemă mecanică. Dacă roțile nu sunt echilibrate corect, se vor uza fie pe interior, fie pe exterior, în funcție de unde sunt dezechilibrate. Dacă mașina a avut un accident și șasiul este strâmb sau caroseria este strâmbă, mașina va merge într-o parte. La fel, roțile se vor uza prematur. Am văzut astfel de mașini în realitate, chiar dacă sunt rare. Am văzut o mașină care, în loc să meargă așa, caroseria era cumva, nu știu, roțile din față. Dacă te uitai cu atenție la roțile din față, așa și te uitai așa drept, pur și simplu se vedea că nu sunt drepte. Roțile din spate nu călcau pe unde călcau roțile din față în cazul în care mergeai drept, rectiliniu.
Deci șasiul a fost avariat, strâmb, înduit, reparat, dar reparat prost, în fine. Asta este o altă cauză pentru care se poate forma anvelopele, deși este o cauză mai rar întâlnită, dar există. O altă cauză pentru care se pot deforma prematur anvelopele este dacă ai o suspensie pneumatică ajustabilă, fie că e de fabrică, fie că e aftermarket. În momentul în care ridici garda, cobori garda, sunt alte unghiuri de cădere, alt unghi de convergență, se modifică căderea roții, pe românește, unghiurile la roată și anvelopele se tocesc prematur. Deci un set de anvelope la un X5 sau la un Q7 sau la un MLE cu roți foarte mari, cu suspensie pneumatică, se vor uza în 2, maxim 3 ani dacă mergi cu mașina zi de zi. Pentru că suspensia când se ridică, când se lasă, dacă mergi mai tare, se lasă în jos, dacă mergi off-road o ridici mai sus și tot așa. Și ultima cauză care este mai problematică este din cauza, la fel cum am spus și mai devreme, din cauza unghiurilor de la roată, de la direcție. Deci dacă ai schimbat ceva brațe pe față sau chiar și pe spate, dacă ai brațe individuale, suspensie individuală pe spate, s-ar putea să ai nevoie să faci direcția, fie că e pe față, fie că e pe spate. Dacă nu o faci, ai alte unghiuri, se vor toci prematur anvelopele. Dacă, eu știu, ai lovit ceva puternic, ai luat o groapă foarte puternică, există mica șansă să strici direcția. De asta, după 100-200 de mii de kilometri, iei foarte multe gropi, ai nevoie, poate, să faci un reglaj la direcție. Și cam astea sunt cauzele. Presiune incorrectă, geometrie incorrectă, șasiul a fost avariat, suspensie pneumatică sau roți neechilibrate corespunzător. Astea ar fi cam toate cauzele pentru care mașina mănâncă, în ghilimele, anvelopele. Pentru că anvelopele se tocesc neuniform. Dacă aveți alte întrebări despre uzura prematură a anvelopelor, îmi puteți scrie mai jos. Vă mulțumesc și ne vedem în următoarele clipuri.